Informații de ultimă oră. Ministrul Justiției intervine în scandalul de la parchetul general. Ana Birchel susține că numirea lui Bogdan Licu în funcție de procuror general interimar a fost făcută în mod legal. Precizarea vine după ce prim-adjunctul Laura Oprean a fost sărită la succesiune după plecarea lui Augustin Lazăr, iar secția pentru procuror din CSM a dat atribuții de șef adjunctului Bogdan Licu. Oprean a contestat această decizie la CSM. Mai multe informații despre tot scandalul vin chiar acum de la colega mea Corina Matlinski. Corina, bună dimineața! Bun găsit tuturor! Scurte precizări făcute astăzi de către ministrul Justiției interimar Ana Birchel, cea care a spus că, din cunoștințele ei, acea delegare la parchetul general făcută de către CSM este una legală, însă ar trebui ca cei de la Consiliul Superior al Magistraturii, dat fiind acest scandal, să iasă public și să spună exact de ce au făcut această delegare și care sunt criteriile legale. 2 luni de zile a fost delegat acolo Bogdan Licu. Asta deși, potrivit legii, prim adjunctul lui Augustin Lazăr ar fi trebuit să preia acele atribuții, Laura Oprean, cea care a și contestat de altfel această decizie, tot la Consiliul Superior al Magistraturii. A mai precizat de asemenea Ana Birchel că deocamdată nu dă drumul la procedura de selecție pentru un nou procuror general, că a revocat procedura deschisă de către Ministrul Justiției din motive oportune și că va anunța momentul în care va demara o nouă procedură cu noi candidați și noi interviuri. Propunerea trebuie să vină de aici, de la Ministerul Justiției, să ajungă la Consiliul Superior al Magistraturii pentru un aviz consultativ, aviz pozitiv sau negativ, iar mai apoi decizia finală este luată de către președintele Klaus Iohannis. Rămâne să vedem când se va întâmpla acest lucru, dacă Ana Birchel își va asuma pentru acest interimat procedura de selecție. 2 luni de zile, atât este delegarea lui Bogdan Licu la parchetul general. Așteptăm de asemenea și un punct de vedere de la Consiliul Superior al Magistraturii, așa cum a cerut și ministrul Justiției interimar. În legătură cu delegarea procurorului general interimar, din cunoștințele mele, această delegare are bază legală. Legea 303 pe 2004, modificată ulterior, inclusiv prin OUG-ul 92. Având în vedere că tot persistă această întrebare la nivelul opiniei publice, cred că instituția care este responsabilă cu delegarea, și în speță vorbim de CSM, cred că e normal să vină în fața opiniei publice să clarifice aceste aspecte, pentru că sunt aspecte de interes general.